vă dorim să fiți sănătos alături de familie și dacă Doamne ferește va mai fi nevoie, să ne ajutați. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că domnul Marga încearcă de câțiva ani să învețe limba română, deoarece dumnealui a plecat din frage de copilărie, așa cum a spus, la vârsta de 2 ani. După cum ați văzut, a vorbit și în limba română alături de conaționalii noștri. Am să rog să spună măcar 2-3 cuvinte în limba română, după aceea să vorbească în germană și soția sau cineva să ne traducă. Într-o zi, mă vorbești doar puțin. Mă vorbești doar puțin în mână, dar soția mea a scris ceva pentru mine la mobil. Ia nebună, încerc. Dați-mi telefon. Este deosebit de emoționat, este un om adevărat. Vă ține un microfon. Stimate domne, stimații domni, mulțumesc tuturor decidenților pentru această distinție. Înseamnă enorm de mult pentru mine să am onoare de a lua astăzi în primărie această distinție în orașul meu natal, Brașov. De asemenea, aș dori să adresez un mare mulțumesc și cetățenilor care au fost la fața locului în ziua alegerilor europene la München. Amabilitatea și înțelegerea cetățenilor au dus la decurgerea pășnică și reușită intervenție din acea zi. Aș dori să exprim respectul meu pentru această omenie și încă o dată mulțumesc. Vă felicit.